Dragii mei, bun venit la o nouă rețetă! Pentru că sărbătorile de iarnă se apropie, m-am gândit să fac astăzi niște aperitive cu avocado și somon afumat. Înainte de a începe, dacă vă plac rețetele mele, nu uitați să vă abonați! Vom avea nevoie de un avocado bine copt. Eu la această rețetă am folosit doar jumătate, dar dacă doriți să faceți mai multe aperitive, îl puteți folosi întreg. Acum peste avocado vom adăuga sare după gust și vom mai adăuga 100 de grame de brânză. După cum am spus la începutul rețetei, dacă doriți să faceți mai multe aperitive, doar dublați ingredientele. Vom adăuga și puțină lămâie după gust și cu ajutorul unui blender vom pasa bine totul până ce vom obține o pastă fină. Acum vom transfera toată pasta într-un poș. Pentru baza aperitivelor vom avea nevoie de pâine neagră, de aceea vom avea nevoie și de câteva felii de pâine neagră pe care le vom decupa cu ajutorul unei forme. Acum cu ajutorul poșului vom pune cremă de brânză cu avocado peste fiecare bucățică de pâine. Odată ce am terminat de pus brânza deasupra pâinii, vom tăia mărunt câteva fâșii de somon afumat. Vom avea nevoie de aproximativ 50 de grame. Acum, deasupra fiecărui aperitiv, vom pune somon afumat. Opțional, pentru a decora aperitivele, mai puteți adăuga feliuțe de lămâie, ca și verdeață puteți folosi pătrunjel, frunze de mentă sau chiar mărar. Vom păstra aperitivele la frigider, iar când este nevoie le vom scoate și le vom servi. Dragilor, rețeta de astăzi este gata, sper că v-a plăcut și dacă e așa, nu uitați să dați un like acestui clip, iar în comentarii aștept cu mare drag părerile voastre. Până data viitoare, eu vă pup și vă îmbrățișez cu drag!